Aceste vile și blocuri aparțin Institutului Pomicul de la Mărăcineni din Argeș, etalon în cercetarea în domeniu, unul dintre singurele care mai funcționează în România. Institutul administrează din patrimoniul privat al statului 10 de locuințe, în unele dintre ele stau de 10 de ani chiar angajații institutului. Sunt oameni care acum se văd aruncați în stradă în urma unei decizii a ANAF prin care se încearcă recuperarea unor debite. Dacă nu o să mai locuiți aici, unde vă duceți? N-am unde. N-am unde, copiii s-au născut aici. N-am unde. Altă proprietate nu am decât aici. Am investit în acest apartament. Că l-am luat, era vai de mama lui. N-am unde. Aici am din 72 de când lucrez aici și eu și soția. Copiii a făcut aici. I-a crescut. Uite-ți-ne ce. Sunt din comuna Budeasă, doar eu n-am casă, n-am masă. Ne-a pus echesa ANAF-ul pe ele și noi nu mai putem să mai facem. Dar cine credeți dumneavoastră sincer că e vinovat de nu situația știm. Asta? Nu știm. Deci institutul are datorie la stat. Sechestru a venit ANAF-ul și ne-a pus sechestru. Ce așteaptă dumnealor de la noi acum? Să murim, să ne le vinde la alții. Unii stau cu chirie, alții și-au cumpărat locuințele în decursul timpului și-au investit în ele. De necrezut e că și acestora din urmă le sunt scoase casele la licitație. Am luat-o devastată pentru că a fost un atelier de tâmplărie. Zobit, terminat, fără absolut nimic. Deci nu avea absolut nimic. Inclusiv instalații sanitare, instalații electrice. Fostul director a rămas uimit când a auzit despre situația celor cărora el le-a dat casele. Și când am venit astăzi, am găsit oameni care, cu care am făcut aici ceea ce am făcut, plângând. Asta a fost, de fapt, mobilul, de ce? Ne dă afară din casă. Cum? Aceste case nu sunt de serviciu, ci casa acasă, că are, a fost de 40 de ani, are copii, are nepoți, deci acum să vie cineva pe 8 februarie și de afară. Administrația locală de la Mărăcineni nu are cum să-i ajute pe oameni. Oamenii ăștia au investit în aceste apartamente și garsoniere, au făcut modificări, ele nu se mai pot vinde ca și cum ar fi goale, deci... Problema se pune că ele se scot la vânzare ca și cum oamenii ăștia n-ar fi făcut nimic în ele. Eu cred că ar trebui să ne aplecăm mai atent asupra acestor probleme. Nu neapărat noi ca administrație locală, că nu știu ce putere avem să facem treaba asta, cei care au emis aceste acte de sechestru. S-a ajuns în această situație pentru că Institutul Pomicul de la Mărăcineni, care este administrator al imobilelor, nu și-a plătit dările către stat, dar directorul institutului spune că ANAF greșește. Am făcut o adresă la Agenția de Cadastru în București, și am solicitat ce bunuri mare Institutul de Cercetare Pomicolă Mărăcineni pe codul fiscal. Și ni s-au dat 30 și ceva de apartamente. Potrivit codului de procedură fiscală, ne-am dus și am pus sechestru pe aceste apartamente. Deocamdată situația este fără ieșire. ANAF vrea să recupereze cele 2,7 milioane de lei restanțe pe care institutul o are. Institutul poate da doar din patrimoniu, iar oamenii sunt prinși la mijloc. Mai mult, pentru că s-a publicat deja că locuințele se vor scoate la licitație cu prețuri infime între 4.000 și 10.000 de euro, au apărut mulți interesați. Personal am văzut câteva persoane care au venit în curte, s-au interesat de aceste apartamente și doresc să le achiziționeze în licitația care va avea loc pe 8 februarie. Oamenii spun că nu vor pleca și amenință cu proteste și cu gesturi extreme, iar la Mărăcineni de Argeș situația rămâne extrem de tensionată.